să este de treabă într-o serie cu 10 echipe, un sezon competițional care presupune partide. Mă opresc însă pentru moment, pentru primul corner al acestei partide. Cascu ține mingea în joc, pasează în centru pentru Botezatu, încearcă cei doi jucători, un-doi, intervine însă bine un fotbalist de la Dante și se dă fault. Nu se dă fault, avem însă ocazie foarte importantă, extrem de convenabilă la Rădăuți, acolo unde am terminat 0-0, minge pentru ai noștri. Ștefănescu, moment incredibil de bun în minutul 25, resping botoșănenii, Botezatu recuperează, Șincu foarte bine, pleacă spre interior, Șincu șutează! Încă o dată Drugă, în fața sa este Barb, minge pentru Dumitraș, ocazie importantă, minutul 30 și avem acum posibilitate de contraatac. Cosmin Nemțanu, minutul 32, Nemțanu se duce spre centru, balonul pleacă acolo către Botezatu, de acolo se duce mai departe în stânga la Ștefănescu, Ștefănescu l-are în față pe Dumitraș, se întoarce spre interiorul careului, intră la interior, șutează! Avantaj pentru CSM Ceahlăul. Ionită! Eduard Ionită a lăsat avantaj pentru ai noștri. Vâlea cu stângul, șutează! Încă o dată. Vitură liberă așadar pentru echipa vizitatoare. Dumitraș șut. Se cam tem jucătorii Ceahlăului să nu piardă balonul și să le dea șansa celor de la Dante să facă vreun contraatac. Șutul lui Nemțanu. 59, Ștefănescu. Ștefănescu, mingea este în careul celor de la Botoșani. De Dumitraș, recuperează ai noștri. Barbă face la mijlocul terenului. Cristi Barb! Oh! Patru jucători în careul nostru și încă doi pe respingere. Centrează Drugă, Lozneanu! Și se dă gol către poartă. Ștefănescu este lovit, însă nu se dă fault. Devierea pentru Merticariu, contraatacul celor de la Botoșani și șutul pe poartă. Constantiniul presează, Toma, minge trimisă către Stadi Moldovan!